make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Ok, avem un meci în deplasare împotriva lui Dinamo. Înainte să-l începem, nu uitați să lăsați și vă un like dacă susțineți în continuare seria noastră și vreți să ne motivați să continuăm cu ea. Este pe terenul nostru, cum spuneam, în meciul acesta împotriva Câinilor Roșii. Să ne uităm la golgheterii în campionat. Da, Rotariu a fost, este pe 4, dar cu 8 goluri are... Două în spatele lui Cano, Iancu este și el pe 10, Embolo pe 7 cu 6 goluri, la fel și Iancu cu 6 goluri. Deci am văzut golgheteri în campionat, să vedem și în Cupa României. În Cupa României este Florin Costea, de la noi este Embolo, 2 goluri în Cupa României. Așa, Champions League contează, Europa League. În Europa League pe cine avem și noi? Pe Rotariu, pe locul 4 cu 5 goluri. Curani are, este și el, este pe locul cu 8 goluri. Iar de la noi nu mai este nici jucător, wow, tragic. Bun, dar avem pe Rotariu acolo sus, asta este bine. Meciul este foarte important, un derby al României, și asta și în FIFA normal. La Tomlevici, nu este el capitanul nostru în acest meci. Vom juca culorile clasice noi, iar Dinamo culorile clasice, normal. Gabi Iancu, cum pasă Petru Vâlceanu, retrimite lui Iancu! Ce ocazie, un 1-2 de vis acolo între Vâlceanu și Iancu, dar Iancu nu a reușit să finalizeze acolo. Ce ocazie, ce frumos a încercat Iancu, din păcate nu a reușit să învingă pe Marc. Marc este un portar foarte bun, a arătat asta la Dinamo, deși a luat 6 împotriva 6 de la Astra. Pare că a apărat un penalti după aceea, s-a revanșat în alt meci. Minge pentru Cosmin Matei, 1-1 cu sarcină, intrarea lui Matei, respinsă foarte bine de jucătorii noștri. Embolo acum, Embolo pentru Dorin Rotariu, la sală Rotariu, joacă împotriva a fostii sale echipe, Rotariu, să vedem, Rotariu este în care, gol! Nu trebuie să se bucure Rotariu, a jucat la Dinamo normal, Rotariu machează împotriva a fostii sale echipe și vrea și el normal ca să egaleze, are 2 goluri în spate, a? În Europa League sau în campionat, nu? Împotriva atacantului de la Astra, am uitat și cum îl cheamă. Este un jucător nou la de Astra, după cum am văzut. Dar sperăm să nu mai marcheze atacantul Astrei, ca Rotariu să devină golgheter. Oricum avem planul cu Rotariu să face și pe el golgheter. Dar vom vedea dacă... Asta depinde și de el, mai ales în simulări, pentru că atunci nu mai jucăm noi cu el. O minge pentru Vâlceanu, Rotariu încearcă să recupereze, Marc până la urmă respinge de frică din fața lui Rotariu. Embolo pasă pentru Rotariu din offside, Matei în flancul drept, Cosmin Matei, care e un nostru la Tomlevici, intervine acolo și reușește să-l deposedeze pe Matei. Avem un contraatac de care dispune Membolo pentru Vâlceanu. Vâlceanu, cât de frumos trece acolo Vâlceanu, pasează la Iancu, Iancu din prima la Embolo, contraatac foarte frumos, Embolo marchează și Embolo. Ce gol frumos, o fază superbă construită de jucătorii noștri, iar Embolo finalizează o lecție de fotbal care le dăm aici dinamoviștilor. Ce îi face Iancu lui Embolo, care finalizează cu piciorul stâng, coloratul nostru i-a umilit aici pe dinamoviști, cred că le-au distrus toate visele fanilor dinamoviști. Gabi Iancu, să vedem centrarea lui Iancu, foarte bună pentru Rotariu, recentrarea la Embolo! Hat-trick, de fapt dublă pentru Embolo, 3-0 totuși împotriva lui Dinamo, o umilință care o dăm până acum, a fost 3-0 și în realitate, dar abia este prima repriză. Embolo face o dublă, a fost o recentrare foarte bună a lui Dorin Rotariu, dar o dublă de senzație, o foarfecă aici a lui Embolo, minutul 45, coloratul își scrie în cont o dublă și mai modifică o dată scorul de pe tabelă, 3-0 dinamoviștii, încearcă și ei să facă ceva, dar vedem că nici măcar nu mai pot acum după acest gol încasat să aducă mingea în preajma careului nostru. Rotariu pentru Sâmbătean, tot noi atacăm până în ultimul moment, Sâmbătean este oprit însă de Elton, care încearcă să scoată mingea din zona aceea periculoasă. Se încheie prima repriză, la pauză conducem cu 3-0.
Gavrilă poate scăpa acolo. Gavrilă, centrarea lui Gavrilă, golul de onoare pentru Dinamo. Bilinski marchează tot aurul. De ce Bilinski, care înaintea lui Rotariu marchează, îl învinge pe Arlauskis acolo, care nu avea nicio șansă. 3-1, mai este însă timp, mai pot marca chiar un gol până la finalul meciului, dar și noi mai putem marca un gol sau două, deci să nu se bucure prea mult de acest gol, să lase capul plecat, pentru că cu capul plecat nu mor niciodată. Nu știu cine știa vorba asta, Mihai Viteazu. Sar, foarte bine reușește să respingă mingea de acolo. Rotariu pentru Iancu, Gabi Iancu, urcarea coloratului pentru el, se duce mingea. Embolo scapă 1-1 cu Marchese. Marc Embolo încearcă să-l lobeze, poarta este goală, balonul uit în plase penalti, arbitru nu lasă golul, dă penalti. Ai Rotariu trebuie să dea, să facem goal getter. Dorin Rotariu acum 1-1 cu Marc Rotariu, ce execuție, îl execută acolo pe Marc, face dublă și de această dată se bucură, nu-i mai pasă, cred că și înjură pe fanii Stelei. Rotariu reușește să marcheze foarte frumos din penalti, face o dublă și Rotariu, este 4-1, vă spuneam că mai avem timp să marcăm încă un gol. Rotariu dublă, Embolo dublă. Putea fi oricum metricul lui Embolo la această fază, dar se pare că arbitrul a știut el ceva, a vrut ca și Rotariu să marcheze, să mai facă o dublă. S-ar putea ca în acest moment să-l fi egalat pe jucătorul Astrei, dacă nu Rotariu avea 5 și jucătorul Astrei 8, dar dacă avea 6 și jucătorul Astrei 8, înseamnă că l-a egalat. Mă refer la golul aici. Marius Alexe centrează periculos. Capetanos marchează. Fostul jucător al Stelei, Pantelis Capetanos, iată, se bucură. Ce caută aici Capetanos? Cred că l-au luat de la greci, pe dinamoviștii, pe Capetanos. L-a făcut pe Varela cap, oricum este foarte înalt și masiv acest jucător. Și l-a învins și pe Arlauski, 4-2. Se pare că și dinamoviștii au mai marcat un gol. Minutul 75. Meciul se încinge, un meci spectaculos cu 6 goluri, poate va fi ca în turul din semifinala Cupei României din sezonul trecut, 5-2, n-ar fi rău. Embolo, iată ce face pe Embolo, Embolo vrea 5-2, avem corner, avem o șansă la acest corner, foarte bine apărat acolo Marc, să vedem încetrarea lui Vâlceanu. Vâlceanu se resimte oricum. Sar, ce bar acolo are Sar. A fost o ocazie mare care am avut-o. Să revedem totuși, să ne uităm la jucătorii noștri. Îl băgăm pe Musonda, îl băgăm pe Musonda în locul lui Vâlceanu. Și cam atât, nu mai are rost să facem alte schimbări. Oricum este minutul 80, nu știm când va ieși de pe teren Vâlceanu. Să se oprească odată meciul. Să vedem acum pe Iancu, Gabi Iancu, o pasă pentru Dorin Rotariu, Rotariu este acolo în care Rotariu, oprit de a trei Durimel și Durimel încearcă să-și ducă echipa pe un cont. Capetanos scapă acolo, Capetanos nu e bine, Capetanos în fața dublei. Ce egoist era, liber acolo cu poarta goală cu echipierul, să fiți atenți la fază. Ia uitați, aici se vede, de cap meu cum, păi era impusă de acolo și cum și-a făcut mingea și a închis unghiul de unul singur, parcă a jucat pentru Steaua aici, a vrut să revanșeze că s-a bucurat acolo la golul marcat Pantelis Capetano. O centrare respinsă de Paul Pap, este minutul 88, Varela încearcă acolo să recupereze, Gavrilă, este 4-2 pentru noi, iar Dinamo încearcă nu știu ce minune, respinge acrobatic, Embolo pentru Gabi Iancu, Iancu pentru Stanciu din prima la Musonda, s-a făcut schimbările, asta este bine pentru noi. Se accidentase ușor Vâlceanu și cu Rotariu, s-au accidentat ușor Vâlceanu și cu Rotariu, încă sunt 3 minute de prelungire arătate, balonul se pare că este în afara terenului și meciul se încheie, câștigăm cu 4-2 potriva dinamoviștilor, se pare că nu a fost 5-2, dar e bine și așa, Embolo meciului, o dublă în acest meci. Da, și este meciul, ultimul meci în Europa League împotriva lui Rio Ave, avem deja 11 puncte, este calificat mai departe, așa că vom simula, să vedem ce vom reuși să facem. 1-0, batem golul lui Embolo, Sâmbătean a ratat și penalti, suntem pe care să pierdem 6 player, riscăm să pierdem 6 player, să vedem dacă la Toleu își va mări contractul cu noi, 20.000
pe un an, la fel și Sâmb Mărtean pe un an 40.000. Wow. Lucian Sâmb Mărtean, Matei 2 ani 4.000, dacă va vrea, sau 5.000. Lucian, deci Matei sigur nu va accepta. Acest jucător, Lucian Filip, vrea 7.000. 7.000 pe 2 ani, îi dăm 10.000 pe 2 ani. Pârvulescu, 2 ani, și nu mai da cu cea așa, mai bine ori două nou specifici, ori rezervă. Ok, și lui Preprețe să se mărim, la fel, vrea 2.000 Vâlcearu pe 3 ani, dar merită, i-am dat 2.750. Ok, ne mulțumește Borceanu că a jucat. Da, vrem să simulăm și celălalt meci, vrem să ajungem în transferuri și acolo vom simula și toate meciurile din transferuri ca să facem transferuri. Iar după aceea, vrem, Vâlcearu nu a vrut să-și mărească contractul cu noi. După ce vom face transferurile, avem un buget de 11 milioane apropo, după ce vom face transferurile vrem să jucăm un meci cu noua noastră echipă. Hai mă să încercăm să mărim contractul lui. Bun, și iată echipa noastră care am construit-o în această perioadă de transferuri. L-am luat pe Alen Halilovic de la Barça B, joacă, când l-am pus în centru, este un atacant foarte bun până la urmă, joacă și spatele vârfului, joacă și pe bandă. 18 ani, 72 over, ar avea 71 deja, a crescut 72. Așa, Munir El Haddadi de la Barça, de la prima echipă, nu la Barça B, cum l-a luat pe Halilovic. Este un atacant, are 66 overall și 19 ani. Cam atât, am mai luat noi pe cineva, și pe Yanis Hadi, mă, normal, care a spus că el nu vrea să plece de la Steaua decât, de fapt nu vrea să plece în străinătate decât dacă va juca la Steaua. Are el 16 ani, dar 5 stele skill muzon, să facă orice schemă, adică e ceva de vis, 51 overall. Și jucăm în Europa League în 16 împotriva lui Red Bull Salzburg. Este un meci în deplasare, echipa care a jucat cu Astra. Un șut acolo lui Jonathan! Wow, ce ocazie aici pentru Salzburg. Iată cum a decurs faza, o lovitură de cap, iar Jonathan din vole, balonul se duce pe lângă poarta lui Arlauskis, ocazie pentru Red Bull Salzburg de a deschide scorul, dar noi ne-am opus foarte bine. Acum Embolo încearcă o pasă, dar nu a reușit, a fost balonul luat de pe picior, recuperarea lui Stanciu pentru același Embolo, deposedat încă o dată Embolo, minge pentru Jonathan Soriano, greșeală mare, poarta era goală, ratare mare a jucătorului lui Red Bull Salzburg. Nu cunosc foarte mulți jucători de la această echipă. Iată că Halilovic este capitanul nostru. Acest meci recuperat lui Munir El Haddadi. Munir El Haddadi! Ce ratare mare a avut aici El Haddadi. A scăpat singur 1-1 cu portarul. Putea da gol la debut pentru Steaua. Să vedem pe Stanciu acum. Centrarea pentru Varela! Ocazie uriașă pentru echipa noastră. Halilovic pentru același Varela. Întoarce la Halilovic. Șutul lui Halilovic este deviat. Încercăm un șut prin Nembo, dar este încă o dată balonul luat de pe șut. Halilovic foarte activ în jocul echipei noastre. Halilovic, Messi al nostru, Messi, noul Messi de fapt aici, așa este considerat că noul Messi de pe Camp Nou, că va fi urmașul Messi, și e Messi al stelei până la urmă. Jonathan Soriano cu Arlauskis, este acolo cam riscant Arlauskis, dar până la urmă rezolvă treaba cu bine. O minge încercat acolo pentru Embolo, dar nu am, din nou este foarte bine păzit, cred că îl știu de frică pe Embolo cei de la Salzburg. Campbell pentru Leipzig, sau nu știu cum îl cheamă pe acest jucător, scuzați-mă că nu-și cunosc foarte bine. Ocazie oricum aici pentru austrieci, dar nu au reușit să deschidă scorul, din fericire pentru noi. Embolo deposedat acolo. Embolo pasă pentru Stanciu acum din prima la Gabiancu, să vedem pe Gabiancu, el este un jucător cu viteză, Iancu încearcă să pătrundă în careu să scoată o centrare la firul ierbii mai precisă, acum la Tovlevic, pasă previzibilă la Iancu, retrimită lui la Tovlevic, două jucător de picior, sunt centrarea lui la Tovlevic, foarte bună, cu mult efect, a fost până la urmă reținută de jucătorii austrieci. Ankersen pentru Bruno, la unul cu Iancu, Bruno pentru același Ankersen.
Anchor sunt pentru Alan. Alan este golchetul lui Salzburg în Europa League, dacă nu mă știu, în acest sezon. Leadback pentru Jonathan Soria. Nu încearcă acolo să se apropie când de care un nostru. Un contraatac încă o dată, un contraatac încercat de jucătorii noștri. Halilovic pentru Dorin Rotariu. Rotariu la 1 cu Ulmer. Rotariu este de posedare, respingerea lui Ulmer. Destul de bun în piciorul coechipierului său, Embolo recuperase, dar pentru moment, din păcate, încă o dată recuperăm, se joacă pe multe contre. Mingea este la Dorin Rotariu, Rotariu obține autul, a scos ceva din această fază, nu spun că nu se putea mai mult. Suntem pe finalul primei reprize, Rotariu acum poate scoate o centrare, dar o face nu foarte bună, însă. O minge pentru Campbell, Campbell trage, Campbell pe lângă poarta lui Arlauskis și se pare că se termină prima repriză 0-0 la pauză între Red Bull Salzburg și Steaua București. Să vedem ce vom face în a doua repriză, care deja am început. Noi am avut lovitura de start, dar cât de repede am pierdut acolo mingea prin Munir El Hadati, are numărul lui Rusescu sau... Da, lui Rusescu sau lui Arlauskis, dacă vreți, dar știm că Rusescu a fost 24 la Steaua, a fost, chiar dacă cum este la Steaua, este numărul 25, cum a fost Piovacari. Munir pentru Halilovic, din nou retrimită lui Munir, un 2 foarte frumos, a făcut o preluare bună, largă, dacă avea largă, cum a sunat asta, dacă avea acolo Halilovic viteză mai multă, dacă avea de fapt energie, pentru că viteza are, reușea să ia să prindă cu siguranță mingea aceasta. O Embolo face pressing acolo, dar nu reușește să recupere. Embolo pentru Munir El Hadadi. Hadadi gol! Munir El Hadadi marchează 1-0, deschidere de scor. Oh da, asta e Munir, ăsta e atacantul de bază, l-a servit excelent acolo Embolo, iar Munir El Hadadi nu are cum să rateze, o finalizare foarte bună, deschidere de scor, gol pentru Munir la debut, în minutul 65 este 1-0, o conducem pe Red Bull Salzburg, o echipă care este destul de temut, o echipă de care să te temi, știm că a umilit-o pe Astra, dar ai umilit-o și pe Ajax, acum două sezoane a eliminat, de fapt acum un sezon a eliminat-o cu un scor destul de mare din Europa League, această echipă, și a dat și golgheterul competiției anul trecut, Jonathan Soriano. Hindegar pentru Alan, foarte bine, reușit să deposedăm, un fault acolo, semnalează arbitru și chiar un galben pentru Sergio Lukin. Da, l-a retezat și drept acolo, destul de urât pe Alan. Să vedem pe Jonathan Soriano, el este cel care bate lovitura liberă. Încă un galben, wow. Pentru că am împins zidul. Ilsanker intră în locul lui Campbell. Bun, lovitură liberă, spuneam, pentru Red Bull Salzburg. Minutul 72, să vedem cine va bate, cel mai probabil Soriano. Nu a bătut Soriano, dar oricum șutul, ba da, Soriano a bătut, arată așa cam chelios și de-aia am crezut că nu e el. Șutul său a fost peste poartă, în realitate sunt executat de lovituri libere foarte, foarte bun Jonathan Soriano. Zabister acolo, care o apără Arlauskis, încearcă să-l surprindă pe portarul nostru cu un șut la colțul scurt, dar nu reușește, este corner. Light Gib de fapt bate acolo centrale la colțul scurt, reușim foarte bine să respingem. Bruno pentru Hindegger, un pressing acolo, Lukin nu-l oprește pe Soria. Încercăm încă o fază pe ultima 100 de metri a meciului. Oh, ce șut trage acolo Embolo. Șutul se duce peste poartă, parcă atins și transversala. Nu am fost destul de atent. Repune până la urmă portarul lui Red Bull Salzburg. Minutul 90, 5 minute de prelungire arătate, a dat destul de mult arbitrul, să vedem dacă vom trece cu bine peste ele. O fază de atac încercat acum de cei de la Salzburg. Stanciu, de ce a așteptat acolo mingea Stanciu, minge care o prea înaltă și imprecisă dată de jucătorii austrieci. Degajare lungă a lui Arlauskis, orice secundă contează pentru noi. La noi timpul trece mult mai repede, mult mai greu, dar pentru cei de la Salzburg trece mult mai repede. Ce dribbling a făcut acolo Allen, nu este oprit la Tovlevic de Varela, este faultat de la Tovlevic, arbitrul îi dă galben lui Yasmin la Tovlevic și este o lovitură liberă foarte periculoasă pentru Red Bull Salzburg și riscăm foarte mult. Este Marlauschi sau o lusă unde pe poartă,
se termină meciul și reușim să câștigăm un meci foarte important, turul în deplasare la Red Bull Salzburg. Wow, ce note mici au avut jucătorii noștri. Varela a fost omul lui 7,1 nota sa. Victorie în tur și turul a fost pe terenul celor de la Red Bull Salzburg. Suntem în campionat, stăm foarte bine, avem 60 de puncte și un meci nejucat. Iată, acesta este meciul jucat împotriva lui Botoșanu. Batem, a simulat, Munir a dat gol și Iancu a făcut și el o dublă. Ne-a mulțumit și Halilovic că a jucat. Bun, data viitoare avem meciul retur împotriva lui Salzburg, este pe terenul nostru. Eu vă aștept și vă las cu bine. Sayonara!